Lentila de contact cu Stelian Tănase. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, pilula săptămânii, Des Report și Radio Classic. Stelian Tănase în fața dumneavoastră cu pilula săptămânii, bineînțeles. Lângă mine se află celebrul motan Astor, 100% negru, negru și în cerugurii, care este de la serviciu de protecție și pază. Are grijă să nu fugim cu gagica, pentru că în episoadele noastre este vorba și despre femei, fiind vorba despre mari povești de amor din secolul 20. Repertoarul amorului, 69 de povești de dragoste, acesta este volumul 2. Avem și volumul 1, din care am citit în episoadele trecute. Astăzi am ales două povești din volumul 2, repertoarul amorului, 69 de povești de dragoste, 69 ăsta ne-a nebunit că toată lumea întreabă de ce neapărat 69, pentru că 69 de povești am găsit. Nu vă mai gândiți la prostii cu povești de sex și alte chestiuni. Există și un volum 1, care a fost un bestseller, s-au vândut 20.000 de exemplare. Haideți să vedem o poveste de amor, puțin exotică, pentru că se întâmplă la Chicago cu teribilul gangster Joe Dillinger și cu o româncă venită din Banat, Ana Saghe Cumpănașu, care l-a turnat, ca să spunem așa. Asta e un sport românesc bine stabilit, face ravagii și în America, așa cum vedem. Cel mai mare gangster al Americii, prins și ucis de FBI, pentru că o româncuță de-a noastră, draga de ea, proxenetă, târfă, și cum vreți dumneavoastră, puteți să puneți noastre etichetele, eu nu vreau să le pun, dar despre ea s-a vorbit foarte mult, s-au făcut filme, s-au scris cărți. Cine l-a turnat pe Dillinger, a fost întrebare. S-a descoperit că această femeie l-a turnat FBI-ului. Iar FBI-ului, bineînțeles, i-a făcut o capcană și l-a omorât. Joe Dillinger spunea să n-ai încrede niciodată într-o femeie sau într-o armă automată. O regulă rescrisă a lumii infracționale spune că să n-amesteci femeia în afaceri. Ia fur, crimă, dar iubitele prostituate, logodnici, le aduc numai belele, ca și în cazul acesta. Să știi că de aici ți se trage pieirea când o fi și o fi. Dillinger s-a ținut de asta, dar nu până la capăt. Și într-adevăr s-a ales cu niște gloanțe în spate, într-o duminică, în fața unui cinematograf din Chicago. Trădarea vine de la amante, ca și indiscrețiile care pun copoii pe urma ta. Scuturată de poliție sau ademenită cu favoruri, femeia spune tot. Naturel simțitor, inimă zburdalnică, nu ține la tăvăleală. E, nu vă gândiți la prostii, nu ține la presiuni, am vrut să spun. Da, Joe Dillinger a fost trădat de o femeie, mai exact de o româncă, așa cum v-am spus. La 22 iulie 1934, la ora 8:30, în fața cinematografului Biograph din Chicago, s-a întâmplat tărășenia. Ambuscada pregătită de John Herbert, de Edgar Hoover, marelui său dușman, rival, cum vei să spuneți, Dillinger, să jurase în fața opiniei publice americane să scape de acest gangster. Dillinger era născut în 1903 și a căzut, așa cum v-am spus, în 1934 în cursa întinsă de FBI. N-a fost capturat, el trebuia să fie arestat, de fapt, cum cereau procedurile, ci ca să scape de el, să nu mai fie un lung proces cu mass media prezente, au preferat să-l ucidă pe loc ca să nu le scape. Le mai scăpase odată, evadase spectaculos cu un pistol de pâine vopsit, cu negru de fum, amenințase gardianul și se făcuse nevăzut. Deci erau învățați cu Dillinger și cât de inventiv și periculos putea să fie. Dillinger era la ora aceea inamicul public numărul 1, cel mai căutat bandit din Statele Unite. Știți că FBI-ul publica sistematic lista primilor 10 indivizi urmăriți, căutați ca inamic public. Dillinger era capul listei.
Agenții FBI s-au temut că dacă îl arestează, s-ar fi ajuns la alte lucruri și într-un fel s-ar fi scăpat. Mai ales că a spus că nu se va lăsa prins viu, că va riposta și în schimbul de focuri, ne gândim acum, ar fi fost ucis. Era obișnuit să tragă cu pistolul și să ucidă și era un bun trăgător. Ordinul FBI-ului Edgar Hoover a fost foarte clar și a fost îndeplinit. Deci nu trebuia să scape viu din acea împrejurare. Trebuie să spun că Dillinger, la 5 minute după ce s-a terminat filmul, a fost la film cu cea care l-a trădat și cu încă o persoană, tot o femeie, la 5 minute după ce filmul s-a terminat, a fost ucis. A luat-o la fugă și a dat seama că este într-o capcană, sunt agenții în jur și a fost omorât. John Dillinger a fost o figură controversată. Unii l-au privit ca pe Robin Hood modern. Nu era singura figură interlopă metamorfozată în ochii opiniei publice într-un personaj pozitiv. În fond erau niște ucigași, niște spărgători, niște tâlhari. Mai avem figurile lui Bonnie și Clyde, Jesse James, Al Capone, care au o imagine dubioasă. Ori sunt niște Robin Hood, ori sunt niște asasini nenorociți. Lumea îi privea și cu admirație, dar și terifiată. Modul lor de viață în afara legii corespundea mentalității și istoriei americane, țară construită pe aventură și risc, cu pistolul în mână. Uitați-l aici pe Muțu, hotărât să nu-i scape nimic. Muțulică, hai, și stai jos ca să nu intri în cadru, te rog frumos. Să ne amintim că Statele Unite în acei ani se afla în cea mai teribilă criză economică, declanșată în 1929 de căderea bursei. Șomajul se cifra la zeci de milioane de oameni, moneda, dolarul era acoperit de inflație, nimeni nu știa ce să facă, țara părea în haos. În acest climat, o figură ca Joe Dillinger putea să ia dimensiuni legendare și a luat. Așadar, putem să recapitulăm, moartea lui s-a datorat trădării unei femei. Exact de ce se temea mai mult. Era patroana unui bordel din Chicago și se numea Anas Zaghe, cumpănașul. De origine română, se născuse lângă Timișoara. A emigrat în 1909, s-a măritat de două ori, a luat numele de Zaghe, cred că așa se pronunță, nu știu cum pronunța ea, pentru că soțul ei era din Transilvania, a divorțat. Ca să se întrețină, a practicat și prostituția. Mai târziu, în 1923, și-a deschis propriul bordel. O prietenă, Polly Hamilton, care trăia cu John Dillinger, l-a prezentat, însă sub alt nume, și i-a cerut să-l găzduiască. Dillinger era hărțuit, pe fugă și se ascundea. Banda lui fusese decimată într-o ambuscadă a FBI-ului. Era așadar singur, hăituit. Așa l-a cunoscut cea care avea să-l denunțe. Două săptămâni mai târziu, Ana Cumpănașu s-a prezentat la FBI, la birou FBI din Chicago și a cerut agentului Melvin Purvis, în schimbul trădării lui John Dillinger, să închidă dosarul de proxenetism pe care l-avea pe rol în justiție și de asemenea să-i acorde naturalizarea. Era condiția, de fapt, ca să-l toarne, ceea ce n-a plăcut deloc lui Edgar Hoover. Altfel, așa cum știm atunci, era amenințată cu să fie expulzată. Nu vrea să plece din Statele Unite, avea o meserie foarte bănoasă. Prostituția, bordelurile, erau industrie care mergeau foarte bine atunci. A cerut și $10,000, o sumă serioasă pentru acele timpuri. Acum ar veni cam 100 și ceva de mii de dolari. Povestea cu Ana Cumpănașu este numai o versiune, cea pe care v-am relatat-o acum. Astea sunt datele, să zicem, cele mai simple. Dar a mai existat una. Când a murit, Dillinger avea 31 de ani. E de imaginat că era activ sexual, își căuta partenere, frecventa bordelurile, nu-și permitea să aibă o iubită stabilă ca să nu îi se dea de urmă. Nu oricine vrea să trăiască în subterană, să fugă mereu de poliție. În plus, dacă el ar fi avut un domiciliu stabil, ar fi fost repede reperat și arestat. FBI-ul avea informatori în băcănii, la chioșcurile de ziare, în frizerii, peste tot. Era obligat să fie continuu în mișcare. Câte femei acceptau o asemenea viață? Să fie mereu pe fugă, să știe urmărite, să fie atente să nu cadă într-o ambuscadă. Putea să-și găsească o complice care să știe să mânuiască o armă să tragă pentru a ucide, adică versiunea Bonnie și Clyde?
Cât despre sentimente, mai puțin putea fi vorba. Totuși, în scurta lui viață, a existat una care l-a marcat. Billy Evelyn Frechet, sau Frechet, nu știm exact cum își pronunța această doamnă, se pare foarte frumoasă, numele. Billy Evelyn Frechet, chelneriță, cântăreață, jumătate franțuzoaică, jumătate indiancă. A fost arestată pentru că l-a ascuns în apartamentul ei pe gangster, pe John Dillinger al nostru, cu care se iubea de 6 luni. S-a întâmplat în anul morții 1934, cu 3 luni înainte, după o descindere la adresa ei. Fusese urmărită, a fost tot așa un denunț și ea a fost arestată pentru că Dillinger s-a făcut nevăzut. În anchetă, ea n-a dat informații care să ducă agenția FBI la iubitul ei. Dacă l-ar fi trădat, e de presupus că ar fi fost eliberată. A fost condamnată la 2 ani de închisoare. Când a fost ucit Joe Dillinger, ea se afla în închisoare. Duminică, așadar, 22 iulie 1934, la 8:30, 20:30, Ana Cumpănașu, Joe Dillinger și Polly Hamilton, despre care am vorbit, au intrat la cinema biograf să-i vadă pe Clark Gable, Mirna Loy, William Powell în filmul Melodrama din Manhattan. Ana Cumpănașu era îmbrăcată într-o roche portocalie, așa cum convenise cu agenția FBI. În lumina puternică de la cinematograf, rochea putea părea roșie, de unde supranumele ei din presă, Femeia în roșu, care a făcut o lungă carieră. Când a ieșit de la cinema, l-a luat de braț pe Dillinger ca să fie recunoscut de agenții FBI-ului, așa era înțelegerea. Polly Hamilton îl flanca de partea cealaltă. Echipa FBI, în frunte cu agentul Melvin Purvis, era la pândă. La un semn, Ana Cumpănașu a ieșit din grup. John Dillinger a înțeles că este o cursă. În clipa când s-a trezit singur pe trotuar, i-a văzut pe agenți și a luat-o la fugă prin mulțime. Agenții au tras din apropiere și l-au dobărit cu 3 gloanțe. A murit pe loc, să spunem că gloanțele l-au lovit în spate. Până azi, controversele legate de acest episod sunt vii. Încă apar ipoteze, încă apar informații, se fac speculații. John Dillinger a încercat să se apere și a scos pistolul să tragă sau agenții au tras fără somație și în afara legii? Se aflau agenții în legitimă apărare, cum cerea legea, ca să poată să tragă? Nu, de vreme ce a fost lovit pe la spate, așa cum am spus. Era un asasinat, au susținut unele ziare. Vestea a făcut pagina întâia întregii presei. Edgar Hoover, șeful FBI-ului, a putut să raporteze publicului un mare succes pe care l-a transformat într-unul personal, cum făcea de obicei. Deci nu FBI-ul l-a prins, ci el personal. Împrejurările acestei morți rămân totuși ciudate. Unii spun că între John Dillinger și Ana Cumpănașu exista și o relație amoroasă și că el ar fi trădat din gelozie atunci când el și-a îndreptat afecțiunea spre Polly Hamilton, prietena ei. Ea îl găzduise în bordelul ei la cererea iubitei lui, iar pentru ascunzătoare el plătea o chirie consistentă în care intra și discreția. Îi cumpărase și tăcerea, firește. Banii erau problema româncei, nu gelozia. Altă versiune este aceea că Dillinger nu a fost omorât, toată povestea fiind o înscenare a FBI-ului care voia să se laude opiniei publice că epoca lui John Dillinger s-a încheiat. Așadar, fusese făcut scăpat și era doar o poveste că l-a omorât. Chiar dacă erau sute de martori acolo, la ieșirea din film. Ana Cumpănașu, Femeia în roșu, face parte din acest folclor contradictoriu. E îndeoște văzută ca un personaj negativ, femeie de moravuri ușoare, informatoare a FBI-ului, o străină. O biată româncă din Banat, nu? O prostituată care a cerut bani pentru a trăda. Se uită că recompensa pusă pe capul lui John Dillinger era fix $10,000, deci nu ceruse nimic în plus decât oferise FBI-ul. Probabil că nu trebuia să dea această sumă, trebuia pur și simplu să aștepte recompensa la care FBI-ul se obligase. Se mai uită că John Dillinger era un spărgător de bani și avea multe crime la activ, oameni nevinovați, uciși cu mâna rece. Unde este binele aici, într-o trădare? Confuzia cu Robin Hood al lui John Dillinger, care atacă bănci atât de detestate în acel timp, toată lumea era datoare, toată lumea era ruinată de rate, băncile le luau casele, pământurile, deci ori Dillinger era un șefuitor de bănci, așa, deci era foarte popular. Îi rezervă ei rolul de personaj negativ din poveste și nu lui.
Ea nu ucidea cu pistolul, nu tâlhărea, nu ataca bănci, făcea prostituție. Trebuia cineva să joace și rolul ăsta negativ. Nici ea nu era o ușă de biserică, străină, femeie, fără acte, prostituată, patrona un bordel, tot ce e mai rău într-o Americă puritană. Multe cărți și filme i-au schițat biografia și caracterul, ca și lui Dillinger, de altfel. FBI-ul nu și-a ținut promisiunea față de ea. Banii ceruți pentru a-l vinde pe Joe Dillinger nu i-a făcut o bună impresie lui Hoover, șeful FBI-ului, dar mai ales a indispus faptul că a povestit pățania în presă. Deci ea a povestit presei și bănuiesc că a făcut-o contracost. Povestea ei cu FBI-ul și cu Dillinger. Deci toată America era acut interesată cum a fost împușcat Dillinger. Ori ea avea toate detaliile. Deci a oferit o poveste senzațională presei, cât eu, foarte bine remunerată. A povestit-o în presă și nu numai o dată. Așa că a fost expulzată din Statele Unite un an mai târziu, în 1935. Și a trăit restul vieții în România. A murit la Timișoara de un cancer la ficat în 1947. Iubita lui Dillinger, Bill Freshet, s-a măritat și a trăit până în 1969 într-o rezervație a indienilor din tribul ei. Era așadar indiancă. Aceasta a fost povestea trădării lui John Dillinger de către o româncă. Numai bine pe săptămâna viitoare.